Petrolul își începe aventura europeană astăzi în direct la Digi Sport 1 de la ora 19:30 cu doar un gând, calificarea în premieră în faza grupelor. Nu îi privim de sus pe albanezii de la Flamurtari, spun ploieștenii, înaintea turului 2 preliminar din Europa League. Petrolul debutează în meciurile oficiale din acest sezon. Astăzi, de la ora 19:30, în direct la Digi Sport 1, ploieștenii joacă pe teren propriu împotriva lui Flamurtari, în turul 2 preliminar al Europa League. Răzvanocescu este precaut înaintea partidei cu albanezii. În turul precedent, Flamurtari a jucat mai bine în deplasare cu Giorgini de la Sioni și a câștigat cu 3-2. Antrenorul Petrolului are tot lotul la dispoziție, cu excepția lui Mustivar, accidentat, și va juca din primul minut cu toate piesele grele din atac, Albin, Mutu și Teixeira, în spatele lui Tamuz. E o echipă pe care trebuie să o respecti ca să o învingi. Să fim foarte concentrați, foarte atenți din primul moment, să nu dăm absolut nicio șansă adversarului să capete încredere, să jucăm repede, pentru că asta va fi cheia în această dublă, să putem să-i dezechilibrăm și să nu le permitem să se reorganizeze. Greșeala cea mai mare ar fi să credem că o să ne calificăm fără a depune efort. Petrolul s-a oprit sezonul trecut în play-off-ul Europa League după 1-5 și 2-1 cu Swansea. Anul acesta, ploieștenii nu concep să rateze calificarea în grupe. Noi suntem Petrolul, avem o calitate individuală de mare valoare, ne propunem un anumit gen de joc, indiferent de adversar. Obiectivul nostru e de a merge cât mai sus și, bineînțeles, primul ar fi ăla de a ajunge în grupe. Petrolul nu o sperie pe Flamurtari. Este un adversar de lux, însă nu ne considerăm inferiori. Au declarat albanezii convinși că pot realiza o surpriză la Ploiești. Albanezii de la Flamurtari au ajuns la Ploiești pentru meciul cu Petrolul din turul al doilea preliminar din UEFA Europa League. După o calificare in extremis în dubla precedentă cu Sioni Bolnisi, jucătorii lui Flamurtari sunt mai motivați ca oricând să câștige confruntarea cu Petrolul. Vor fi premiați cu $250.000 în cazul calificării în turul următor. Është një kënaqësi dhe jona që vim dhe të përplasemi me një ekip si Petroluli, me një histori dhe me një ekip shumë të mirë. Është një ndeshje luksi, sepse normalisht ekipi Petroluli është një ekip shumë i mirë, me emra shumë të rëndësishëm në ekipin e tij, me një buxhet jashtëzakonisht shumë të mirë. Luajmë këtë ndeshje jo si inferior. Petrolul nu vrea să mai rateze titlul. Neînvinși în derbiurile din campionat în sezonul trecut, ploieștenii spun că au învățat din greșeli și promit că nu vor mai pierde puncte în fața echipelor mai slab cotate. La Ploiești nu mai este suficient locul 3, ocupat de Petrolul în ultimele două sezoane. Răzvanocescu și capitanul echipei, Adrian Mutu, promit fanilor implicare totală. Totul pentru un singur vis, câștigarea titlului de campioană după o pauză de 49 de ani. Fiecare dintre noi avem acest vis de a câștiga campionatul. Avem acest vis de a fi în finala cupei și a o câștiga. Avem acest vis de a merge în grupele Europa League. Câștigarea campionatului fi ceva nu numai pentru noi, ci și pentru tot orașul, cred că ar fi ceva extraordinar. Petrolul, totul 2 ani, e pe un drum extraordinar. Știm cât de pretențios este publicul de aici, dar știm și cât de mult ne susține la fiecare meci. Pentru a-și îndeplini obiectivul, ploieștenii sunt gata să învețe din greșelile sezonului trecut. Petrolul a reușit câte două egaluri cu Steaua și Dinamo și a luat 4 puncte în fața Astrei, dar a călcat strâmb cu echipele mai slab cotate. În plus, Petrolul a fost regina egalurilor cu 14 la activ. Vreau să vă asigur că Petrolul are o altă mentalitate față de sezonul trecut. În primul rând se referă la asta. Orice meci, maximă seriozitate, pentru că avem exemple de sezonul trecut când am pierdut echipe mici.